Stimați părinți, stimate cadre didactice, dragi elevi, vă mulțumesc că ați onorat invitația noastră de a fi prezenți la activitatea de sărbătorire a Zilei Internaționale a Romilor. După cum știți, în anul 1951, la Congresul de la Londra, s-a stabilit ziua de 8 aprilie, ziua mondială a Romilor, da? Iar tot acolo s-a stabilit Ziua Internațională a Romilor, tot acolo s-a stabilit și imnul și drapelul romilor. Noi astăzi, prin activitatea pe care o să vă prezentăm, vrem să surprindem aspecte din cultura, civilizația, obiceiurile romilor. Iar cu această ocazie vreau să-i felicit pe colegii mei, Jimba, Margareta și Gheorghe, care au coordonat. Și să le mulțumesc pentru colaborare serviciului SPASCUR, da? Pentru sprijin și pentru implicare. Eu vă mulțumesc încă o dată și vă invit să-i urmăriți pe elevii noștri și dau cuvântul pentru început domnului Mitică Ferenț, expert în rom. Și așa cum să vă spun tuturor etnicilor romi la mulți ani, încă o dată. Așa cum a punctat și doamna director, doamna Mucărlea Daniela, putem să vedem că această zi, pentru prima dată la Londra, în 1971, a luat ființă pentru prima dată și trei puncte pe care trebuie ca să le... copiii mai ales care sunt în sală, trebuie să le rețină, adică imnul internațional al romilor, această sărbătoare de 8 aprilie, deci Ziua Internațională a Romilor, imnul internațional al romilor și steagul internațional al romilor. Vedeți, este foarte important ca orice popor să-și cunoască originea. Este foarte important ca să ai un imn, este foarte important să ai și un steag, este foarte și important ca să ai pe și cine să-l ducă. Și de aceea aș vrea ca voi, această generație de copii, să fiți foarte, foarte conștienți că numai prin educație, pentru că ne aflăm într-o școală și voi sunteți elevii ai acestei școli și comunitatea care se află aici aproape, vreau să fiți conștienți că voi sunteți viitorul etniei și câteva cuvinte vreau să spun. Prima testare a romilor în Europa a fost în 1054, iar în România a fost în 1385. Alecoana Turda și conducerii Centrului SPAS, care am colaborat de cadre în fiecare an. Pe 8 aprilie este Ziua Internațională a Romilor. În acest an, nu vreau să prelungez mai mult răbdarea voastră, în acest an am fost în vacanță și am sărbătorit și Paștele. Împreună cu domnul profesor de religie, am căutat multe obiceiuri și tradiții comune, pentru că suntem aici în școală, conviețuim și trebuie să cunoaștem, să ne cunoaștem tradițiile noastre, dar și tradițiile acestei comunități de unde provenim. Pentru început, am vrea să ascultăm imnul României, intonarea imnului României și intonarea imnului romilor, pentru că s-a vorbit despre imnul romilor. Deci, pentru că suntem în România, începem cu imnul României. Vă rog să vă ridicați în picioare. Yeah.
țălașe de țigani, de la o mănăstire la cealaltă. Nu știu dacă vă puteți imagina ce înseamnă, domnul Mitic a spus în lanțul. N-am avut aceleași drepturi la o educație pe care o avem astăzi, la medic de familie, vorbesc pe înțelesul tuturor, pentru că am avut și părinți și copii mai devoți. Deci n-am avut aceleași drepturi, au intrat ca robi, aveau lucrări la stăpân, nu se puteau căsători, numai cu cine doreau stăpânii, erau vânduți, exact cum astăzi merg și se vând animalele. Am trecut prin vremuri foarte grele, dar în anul 1858 a avut loc dezrobirea. Cine și ce-o fi așteptând, azi iarăși ocolime, pe cel ce vezi bătând. Dulce răsură afară, lasă-mă în casa ta. Alături de voi. Vă invităm cu drag alături de noi. Să cânte. Să cânte muzica. Eu.